Nevoia de a scăpa de kilogramele acumulate în timp îi determină pe mulți să țină tot felul de diete. Pe unii tocmai aceste diete ținute necorespunzătorii au dus în pragul obezității, să ia tot felul de medicamente sau chiar să apeleze la chirurgia bariatrică. Astăzi veți afla mai multe despre o nouă soluție de slăbit, o soluție inovatoare ce implică un dispozitiv de ultimă generație, un balon gastric ce poate fi introdus în stomac fără a fi nevoie de anestezie, endoscopie sau orice procedură chirurgicală. Alături de mine, în platoul emisiunii, a venit medicul care a adus procedura aceasta în România și care de un an de zile a aplicat-o cu succes în dreptul la 300 de pacienți. Dr. Viorel Dejeu, chirurg de excelență acreditat internațional în chirurgia bariatrică și metabolică, șef departament chirurgie bariatrică și metabolică, cu competență în chirurgie laparoscopică avansată pentru afecțiuni abdominale și oncologice, este alături de noi. Bun venit! Mulțumesc frumos pentru invitație! Îmi place să vorbesc despre lucrul acesta, că știu foarte mulți oameni care se confruntă cu obezitatea, supraponderabilitatea. Spuneam despre balon gastric. Balone gastrice există de mai mulți ani. Cu ce este acesta diferit? Exact. Povestea cu balonele a început de chiar de foarte mult timp. Deci nu este o noutate absolută, însă ceea ce este nou este faptul că acest balon este foarte puțin invaziv sau felul în care el ajunge în stomac este în lipsa unor mijloace invazive, cum este endoscopia digestivă sau anestezie generală. Baloanele de generație mai veche, pentru a putea fi plasate în interiorul stomacului, necesitau o anestezie generală, adică să adormim pacientul și să efectuăm o procedură care nu este puțin invazivă, adică cea de endoscopie digestivă superioară. Acest balon este sub forma unei capsule pe care pacientul o înghite, ajunge în stomac, verificăm radiologic printr-o radiografie abdominală, umplem acest dispozitiv, această capsulă care se transformă într-un balon, îndepărtăm acel cateter foarte fin prin care am reușit să umplem balonul și asta este toată procedura. Vorbim de 10-15 minute. Deci s-a simplificat foarte mult procedura de introducere a acestui balon gastric în stomac. Exact. Cui este recomandată această procedură? Totuși. Există o plajă foarte largă de pacienți sau o categorie foarte largă de pacienți care pot să apeleze la această procedură. Orice pacient care are un exces de kilograme, vorbim de supraponderal sau obez, poate apela la această procedură. Cel mai potrivit este pentru pacienții care nu au un exces foarte mare de kilograme, caz în care acest pacient este mai indicat să apeleze la proceduri chirurgicale, însă chiar și acești pacienți pot să apeleze la balon. De ce? Pentru că pot să repete această procedură, adică odată ce balonul este eliminat, pot să facă 2 luni de pauză și să repete procedura, să apeleze la un al doilea balon, la un al treilea balon și așa mai departe. Cum este eliminat acest balon? Este ceva complicat? E nevoie de medic? Un alt avantaj, iarăși, față de generația anterioară de baloane gastrice, este faptul că acest balon se elimină practic prin scaun, pe cale naturală. Are o parte a acestei membrane, am chiar aici balonul și pot să vi-l arăt, o parte a acestei membrane se va dizolva undeva la aproximativ 4 luni de la ingestia lui. Balonul se va goli de lichidul care este în el, vorbim de apă sterilă, iar această membrană foarte fină care încape într-o capsulă de dimensiune aceasta se va elimina prin scaun. Este greu de înghițit, totuși este o capsulă destul de... adică nu seamănă cu o pastilă, o tabletă pe care o luăm noi când ne doare capul, de exemplu. Este aproape cât o pastilă de vitamine. Este important de menționat că, în mod normal, atunci când mâncăm, atunci când ne alimentăm, înghițim porțiuni mai mari decât aceasta. Dar nu suntem conștienți de asta. Atunci când o vedem, ni se poate părea poate un pic mare, dar este de fapt o dimensiune cu care suntem deja destul de obișnuiți, pentru că, așa cum spuneam, înghițim bucăți mai mari de mâncare decât dimensiunea acestei capsule. E informație pe care o dați pacienților înainte să înghită astfel de capsulă. Exact. Și ne liniștește. Exact, cumva. Exact. Și ne-am dezvoltat și noi o tehnică prin care îi ajutăm să înghită mai ușor această pastilă. Avem chiar și un
un fir, un cateter metalic pe care putem să-l introducem în acest cateter de plastic pentru a-l rigidiza și atunci când pacientul are prima înghițitură, reușim să-l împingem încetişor până ajunge în stomac. Asta înseamnă în 3-4 secunde. Mă uitam la acest balon gastric, mi se pare destul de mărișor, nu râdeți de mine că pun această întrebare, totuși se va observa că am un asemenea lucru în stomacul meu? Nu se va observa. Stomacul are un volum de între 1 litru și 2 litri. Acest balon are 550 de mililitri. Deci va ocupa doar o parte din volumul gastric, din volumul stomacului. Deci în niciun caz nu se va observa faptul că un pacient are un balon gastric. Bun, și după ce am înghițit capsula, acest balon a fost umflat cu apă. Umplut cu acest lichid. Ce se întâmplă? Mă duc acasă și ce fac mai departe? Deci cum funcționează? Trăiesc viața normal după această intervenție? Cum funcționează balonul? E important de știut. El va ocupa o parte din volumul stomacului. Asta înseamnă că în stomac va intra mai puțină mâncare și pacienții se vor sătura cu porții mai mici de mâncare. Adică vor simți senzația aceea de plin, de sătul la porții mult mai mici. În același timp, fiind acolo și acționând ca și un obstacol, va face ca golirea stomacului să fie mai lentă. Adică mâncarea să rămână ceva mai mult timp în stomac și pacienții să aibă această senzație de plenitudine, de sațietate, de sentimentul acela de sătul, mai mult timp. Deci așa acționează balonul. Odată ce pacienții ajung acasă, e vorba de o perioadă de acomodare, undeva de 2-3 zile, timp în care ei pot experimenta câteva efecte secundare sau niște efecte de acomodare mai degrabă, am vrea să le spunem. Asta înseamnă că vor experimenta o senzație de greață, niște crampe abdominale. Stomacul nu are de unde să știe ce a ajuns acolo. Probabil, exact. Are senzația că este o masă copioasă și ceea ce face el când avem o masă copioasă, digeră mâncarea. Și asta va încerca să facă cu balonul, dar bineînțeles că nu va reuși. Și atunci, după cele 2-3 zile de acomodare cu balonul, simptomele acestea vor dispărea. Le recomandăm pacienților să aibă răbdare. Bineînțeles, avem și o medicație care poate să-i ajute. Medicație care controlează sau previne agravarea senzației de greață. Dar cel mai important pentru pacienți este efectiv să se hidrateze în continuare, să respecte indicațiile noastre, să-și ia medicația și poate cel mai important să aibă răbdare, pentru că în 2-3 zile toate aceste efecte de acomodare dispar și pacienții încep să se bucure de efectul bun al balonului. În cât timp slăbim și cam cât slăbim cu ajutorul acestui balon gastric? Balonul rămâne în stomac timp de aproximativ 4 luni, după care, cum spuneam, are acest mecanism intrinsec prin care el se elimină. În medie, pacienții slăbesc între 10 și 15% din kilogramele pe care le au în momentul în care și-au montat acest balon gastric. Evident, se poate și mai mult. Depinde foarte mult de felul cum pacientul respectă până la urmă indicațiile. Adică nu s-a inventat în medicină și în lume o soluție minune împotriva kilogramelor în plus sau obezității. Nu există ceva pe care să-l facem, nici măcar o intervenție chirurgicală care este mult mai invazivă. Nu va funcționa dacă pacientul nu învață să funcționeze și el. Dacă pacientul nu învață să facă și el schimbările necesare în stilul de viață, în felul cum se alimentează, în orarul de mese și așa mai departe. Deci, în cazul balonului, este exact la fel. Pacienții trebuie să profite de efectul lui, de cele 4 luni, timp în care, de fapt, nu e vorba doar despre balon, este vorba și despre un program de nutriție. Adică, acești pacienți vor fi ajutați, sfătuiți, îndrumați de echipa noastră de specialiști în nutriție. Le vom spune exact cum să se alimenteze, le vom spune ce fac bine, ce nu fac bine. Și perioada aceasta de grație e bine să o folosească tocmai ca să se echilibreze din toate punctele de vedere. Vorbeam de nutriție, dar tot aici putem vorbi și despre aspectul psihologic. Foarte mulți pacienți mănâncă din cauze emoționale, binge eating, etc. Mănâncă pentru a se liniști, mănâncă pentru a se simți bine și atunci... Suntem într-o perioadă de depresie și anxietăți.
Exact. Și asta se consumă prin mâncatul compulsiv de multe ori. Și este unul din motive pentru care avem atât de multă obezitate și atât de mulți oameni în populație care se confruntă cu această problemă a kilogramelor în plus. După ultimele statistici, mie nu mi-a venit să crede și cu asta mă ocup zilnic, avem aproximativ 60% din populație care se confruntă cu kilograme în plus. Nu toți sunt obezi, dar 60% dintre noi au un exces ponderal, ceea ce este foarte mult. Mă gândeam dacă există anumite persoane care nu au voie sau cărora nu le este recomandată această procedură și mă gândesc în special la copii, pentru că și aici există obezitate în rândul copiilor destul de mult în ultima perioadă și adolescenților. Procentul de copii și adolescenți este aproape la fel de mare ca cel al adulților. Deci este practic o epidemie de obezitate și în rândul copiilor. Putem să folosim balonul și la copii, dar aici e de discutat și trebuie să vedem în cadrul unui consult. De ce? Pentru că trebuie ca copilul să aibă un grad de maturitate, în primul rând, și să înțeleagă despre ce este vorba. Apoi trebuie să discutăm cu părinții, pentru că de multe ori când un copil suferă de obezitate, nu este doar problema lui, ci este o problemă de familie și n-a ajuns aici de unul singur. Și atunci, dacă vrem ca ceea ce facem să aibă vreun rezultat, trebuie să ajutăm întreaga familie să facă niște schimbări. Și apoi depinde și de gradul de dezvoltare fizică, pentru că dacă vorbim de un copil de 10 ani care încă n-a ajuns la pubertate, încă nu s-a dezvoltat corporal, s-ar putea ca balonul să fie prea mare pentru stomacelul lui. Atunci, aici e de văzut, dar avem pacienți, de asta exemplu, de la... Pacienți adolescenți? De la 14 ani, asta a fost cea mai mică vârstă la pacienții cu balon de până acum. Deci, în principiu, se poate. În cazurile pediatrice avem mult mai mare atenție, avem psihiatru infantil în echipă, avem psihologi și trec prin acest proces de evaluare și consiliere, pentru că nu putem să tratăm problema pur mecanicist, să punem un obstacol mecanic sau să facem o intervenție, ci trebuie să ne gândim la fiecare persoană ca un tot unitar, ca ceva foarte complex. Și atunci, dacă vrem succes pe termen lung, trebuie să ne gândim să ajutăm omul, persoana, din toate punctele de vedere. Există și vreun risc în toată această poveste a balonului gastric despre care am vorbit? Nu există procedură medicală, chirurgicală fără risc, și dacă luăm o aspirină sau și dacă luăm un paracetamol, există posibilitatea unor efecte secundare. Balonul are și el riscurile lui. Nu putem să-l folosim, de exemplu, la pacienții care au avut intervenții anterioare pe abdomen. De ce? Pentru că pot exista niște aderențe acolo care să împiedice eliminarea balonului. De asemenea, în cazuri extrem, extrem de rare, se poate întâmpla ca balonul să cauzeze un ulcer care să perforeze sau un ulcer care să existe deja în stomac și să-l agraveze. Evident, iarăși avem medicație pentru a preveni asta, niște medicamente, niște antiacide pe care le folosim în toată perioada când balonul este în stomac. Sunt cazuri absolut rarisime, dar chiar dacă este unul la câteva zeci de mii, există riscul acesta. Ne scriu telespectatorii și pe bună dreptate li se pare mai simplu să existe o metodă cumva să-i ajute să se simtă plin și să nu înceapă să se lupte efectiv cu mâncarea, să se lupte mental, să nu mai au bucățică de prăjitură sau orice fel de mâncare. Ne întreabă cineva, am 67 de kilograme, vreau 10 kilograme minus, e suficient, mă primiți la un astfel de depinde tratament? Ce înălțime are, pentru că dacă, nu știu, are 1,70 m, 1,75 m, s-ar putea să nu fie tocmai indicat. Vorbim totuși de supraponderal. Ce înseamnă în principiu supraponderal? Supraponderal înseamnă cu un indice de masă corporală peste 25. În cazul balonului este recomandat mai ales la cei care au un indice de masă corporală peste 27. Se calculează ușor greutatea supraînălțimea la pătrat și dacă ești între 19 și 25, ești normă ponderal, între 25 și 30, supraponderal, peste 30, obezitate de grad 1, 2, 3 și așa mai departe. De exemplu, spuneați că procedura aceasta, da, doamna ne scrie, are 1,57 m. Da, poate fi o opțiune. Deci, doamna... Adică ar fi cam singura opțiune, dacă mijloacele chiar conservative, adică dietă, sport, nu funcționează,
atunci putem folosi balonul. Evident, el poate fi folosit și continuând să facem sport sau dietă sau, mă rog. Spuneați că se poate să, după cele 4 luni în care balonul își face treaba, putem repeta această procedură. Are niște efecte, are niște riscuri în plus dacă continui să faci lucrul acesta? Mai multe ori? Este recomandat să facem o pauză de 2 luni între plasări succesive, tocmai ca să lăsăm stomacul să se refacă, să revină oarecum la tonusul lui normal. Ceea ce observăm, nu întotdeauna, dar la a doua plasare, cele 2-3 zile, efectele de acomodare pot fi un pic mai intense. Dar și asta le spunem pacienților, că la a doua plasare s-ar putea să fie un pic mai intens ceea ce simt. Și iarăși revenim la medicația pe care o avem ca să prevenim, iarăși revenim la partea aceea cu răbdarea. Puteți să ne povestiți puțin din primul an de activitate în sensul acesta? Ce rezultate ați observat, aveți? Avem rezultate foarte bune. Deja avem peste 400 de pacienți care au apelat la procedura aceasta. Marea majoritate a pacienților sunt încântați. Avem și o parte din pacienți care s-au așteptat la o minune, efectiv. Cumva balonul să le reseteze creierul, cumva balonul să le facă ordine în programul zilnic, să le pună în farfurie ce trebuie și așa mai departe. Cum spuneam și adineaori, nu există așa ceva. Deci acea parte pe care trebuie să o faci tu și care presupune efort și presupune schimbare, nu va dispărea cu nicio procedură pe care o facem. Și încercăm să fim foarte sinceri și foarte direct cu pacienții, să nu le creăm așteptări nerealiste. Efectiv, balonul este o unealtă, ajută, poate ajuta foarte mult, dar trebuie să se aștepte ca și ei să facă niște schimbări și să țină legătura cu noi pentru tot ceea ce... Avem o fotografie și rog pe colegii mei să o pună chiar în ecran cu echipa, prima echipă din România care realizează aceste proceduri. Vă felicit pentru asta. Am citit despre dumneavoastră că ați fost în străinătate, în mai multe țări și peste ocean și aveți experiență. Ați cercetat lucrurile noi și le-ați adus în România. Într-adevăr, suntem o echipă care ne ocupăm în principal de chirurgia obezității, de aceste proceduri care sunt mai invazive pentru cei care au obezitate mai avansată și pentru cei care suferă de diabet. Asta este focusul nostru principal. Nu am fost încântat de generația anterioară de baloane, motiv pentru care să știți că nici nu am folosit-o. De ce? Pentru că efectele adverse erau mult mai intense și aproape pe toată perioada în care balonul era în stomac. Mulți pacienți doreau să își îndepărteze balonul chiar înainte de perioada în care trebuia să fie îndepărtat. Atunci, efectiv, nu a fost interesat, dar de când avem acces la balonul acesta, Allurion, totul merge mult mai ușor și mult mai puțin invaziv și fără atât de multe efecte secundare. Motiv pentru care îl folosim cu succes deja de mai bine de un an. Mult succes în continuare și mulțumim pentru că ați adus informațiile aici la Sănătate cu Prioritate telespectatorilor noștri care se luptă cu kilogramele, care poate că n-au avut curaj până acum să apeleze la chirurgia bariatrică, le teamă de bisturiu, le teamă de... sau dietele n-au funcționat, efectiv nu au funcționat și există un moment când nu mai funcționează și atunci e bine să facă ceva. Și iarăși e bine să mergem gradual, treptat, să nu mergem din start poate la varianta cea mai invazivă, ci să încercăm, pentru că s-ar putea ca pe această cale, în această călătorie de a încerca să rezolvăm problema kilogramelor, una din metodele mai puțin invazive totuși să funcționeze și să învățăm ceea ce trebuie să învățăm. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult succes în continuare, atât noastră cât și echipei cu care lucrați. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Cu drag!